Poate fi ruptă vraja? Întrebarea este cât se poate de validă, pentru că idolii aceștia creează un soi de vrajă, se insinuează în noi și ne țin legați. Frumusețea. Idolul acesta nu este de astăzi, este de când lumea. Grecii i-au închinat o zeiță, Afrodita. Romanii au numit-o Venus. Ideea de frumusețe cumva s-a insinuat, de închinare înaintea frumuseții s-a insinuat în omenire. Ceva are de spus frumusețea aceasta, încât oamenii au ajuns să îi se închine în vechime și idolul este bine mersi și astăzi. Continuăm să o facem în alte forme, dar destul de mulți dintre noi continuăm să o facem. Înainte de orice, aș vrea să nu facem greșeala de a asocia acest idol doar cu vârsta tinereții. Idolul este viclean, prinde la orice vârstă. Să nu ne gândim astfel. Degeaba stai în oglindă și zici cu gura: mie mi-a trecut vremea, nimeni nu se mai uită la mine, gata cu chestiile astea. Nu e așa. În realitate, acolo înăuntru, închinarea înaintea idolului, frumuseții, s-ar putea să fie foarte prezentă. Căutarea, comparația, atractivitatea te pot consuma pe dinăuntru, indiferent de vârstă. Așa că frumusețea este un termen abstract legat de simțul estetic sau artistic al omului. Este un concept care a fascinat și inspirat oamenii de-a lungul întregii istorii umane. O călătorie scurtă prin istoria frumuseții ne poate dezvălui un adevăr foarte important. Începând cu mileniul al treilea înainte de Hristos, înfrumusețarea devine apanajul clasei sacerdotale, a clasei preoțești. Ei începeau toaleta corpului cu o baie parfumată, apoi cu o exfoliere urmată de un masaj cu ulei parfumat. Pielii corpului se dădea o culoare mai deschisă prin ungerea cu un tuș ocru gălbui auriu, iar venele tâmplelor erau îngroșate cu albastru care contrastează cu strălucirea aurului. Ochii erau conturați cu col, o substanță neagră, sprâncenele erau lungite și negrite, buzele erau date cu carmin, unghiile de la mâini și de la picioare erau lăcuite și așa mai departe. Preocuparea, distinctivitatea creată de anumit tip de frumusețe trebuia să fie vizibilă în clasa sacerdotală de atunci. Apoi, de exemplu, în Grecia, a secolelor 12-8, înainte de Hristos, frumusețea punea mai mult accent pe armonia proporțiilor și a formelor. Limba greacă chiar face distinție, disociază arta toaletei, cosmetica, din limba greacă vine, care presupune igienă, coafură, veșminte și bijuterii, de arta fardării, care este artificială și excesivă, spuneau grecii atunci. La Roma, patricienele se epilează, își conturează ochii cu antimoniu. Vă aduceți aminte de antimoniu? Fica lui Iov, Keren Hapuc, este acea soluție, acea substanță metalică de strălucire, strălucitoare, un fel de highlighter. Își conturează ochii cu antimoniu, își albesc dinții și folosesc corsete. Ovidiu, în cartea sa, în Arta iubirii, recomandă pentru frumusețea masculină părul proaspăt tuns, barba îndreptată, unghiile tăiate și curate, respirația înmiresmată, pielea bronzată și corpul zvelt. În evul mediu se mai schimbă puțin lucrurile. Se considera că folosirea produselor de înfrumusețare desfigurează opera lui Dumnezeu, întrucât creatorul ar fi făcut omul după chipul și asemănarea sa. De aceea fardul este asociat cu două păcate, desfrâul și orgoliul. Începând cu secolul al XII-lea, femeile se întorc la preocuparea pentru trup. Frumusețea medievală era tânără, blondă, cu tenul alb și buzele roșii.
Fruntea le era epilată, sprâncenele sunt subțiri, brune și boltite. În renaștere, locul tinerei fete este luat de frumusețea femeii împlinite. Femeia trebuie să posede trei lucruri albe, pielea, dinții și mâinile, trei lucruri roșii, buzele, obrajii și unghiile, și trei lucruri negre, ochii, sprâncenele și genele. Și ne putem opri aici cu călătoria prin istoria frumuseții. Ce am vrut să arăt până acum, să-i subliniez un foarte important adevăr. Standardele frumuseții au variat în timp. Ce ne interesează cel mai mult este de fapt ce spune Biblia despre frumusețe. Vrem să vedem cum gândește Dumnezeu aspectul acesta și apoi să ne apropiem încet de noi și de impactul pe care frumusețea îl poate avea în noi. Biblia despre frumusețe spune câteva lucruri. 1. Frumusețea nu este un lucru rău. Dumnezeu a inventat-o. Până la urmă, ideea de frumusețe este o ramificație a chipului și asemănării noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu tot ce a făcut, a făcut frumos. Dumnezeu creează, meșteșugește frumosul. Ideea și dorința de a fi frumos este însămânțată de Dumnezeu. Dumnezeu a inventat-o, Dumnezeu a validat-o. Îl vedem pe Dumnezeu, de exemplu, făcând o descriere a cetății Ierusalim. Este o vorbire metaforică, bineînțeles, dar uitați-vă de ce elemente se folosește. Uitați-vă cum validează Dumnezeu frumusețea. În Ezechiel 16 găsim aceasta. Te-am îmbrăcat cu haine brodate, te-am încălțat cu sandale din piele trainică, te-am îmbrăcat cu insubțire și te-am gătit cu mătase. Te-am împodobit cu podoabe, ți-am pus brățări la mâini și lănțișori la gât, ți-am dat inel pentru nas, ți-am pus cercei la urechi și coroană frumoasă pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur, cu argint și cu veșminte scumpe de insubțire și din mătase. Și ascultați concluzia. Ți-ai făcut un nume printre națiuni datorită frumuseții tale, căci aceasta era desăvârșită datorită măreției mele cu care te învăluisem, zise stăpânul Domn. Dumnezeu validează, se folosește de tot ce însemna frumos ca să o aplice cetății sale, Ierusalimul. Dumnezeu a inventat frumusețea, a dăruit-o, a validat-o și a dăruit-o. Uitați-vă, de ce apar aceste mențiuni în Scriptură cu privire la câteva persoane sau personaje? În tot Israelul, spune 2 Samuel 14, nu era niciun om atât de lăudat pentru frumusețea lui așa cum era Absalom. Din creștetul capului până în talpa piciorului nu se găsea niciun cusur în el. De ce ai face o astfel de afirmație? Pe cine interesează cât de frumos era Absalom? Înseamnă că este ceva cu frumusețea aceasta. Apoi, Abishag, sunamita, tânăra era foarte frumoasă. Pe cine interesează că era foarte frumoasă? S-ar putea să ne intereseze pentru că frumusețea are un rol la ei? Frumusețea poartă cu sine și o responsabilitate, s-ar prea putea. Adonia, fiul Hagitei, un alt fiu al lui David, s-a născut după Absalom și era de asemenea foarte frumos la chip. Și de ce ne-ar interesa aceasta? O să vedem imediat. Deci, frumusețea nu este un lucru rău. 2. Frumusețea nu trebuie disprețuită. Fie că recunoaștem, fie că nu. Noi ne dorim să arătăm bine. Să fim distinctivi, atractivi. Până la urmă, frumusețea este un dar izvorât din frumusețea Creatorului. Frumusețea, nu-i așa, are putere de atracție și ușurează conectarea. Cumva ne vine natural să apreciem și să acordăm mai multă atenție celor care fac o bună impresie vizuală. De obicei, aceasta te atrage în primul moment la cineva. Atractivitatea lui, aspectul lui. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, frumusețea corect administrată poate fi o resursă pentru promovarea binelui. Pentru că, până la urmă, frumusețea nu trebuie disprețuită. 3. Frumusețea este de natură subiectivă. Adică stabilirea ceea ce este frumos este un act subiectiv. Sau cum spune Zicala din popor, frumusețea este în ochii privitorului. Adică ceea ce mie mi se pare frumos, s-ar putea că ție să nu ți se pară. Și inversa poate fi adevărată. Cumva frumusețea este stabilită de cel care se uită la ea, de cel care o evaluează. Frumusețea este subiectivă, diferă de la un om la altul. Și cu toate acestea, există câteva criterii pentru aprecierea feței, de exemplu, ca fiind frumoasă. De exemplu,
o față, ca să fie considerată frumoasă, trebuie să aibă o simetrie anatomică, să aibă niște urme de adolescență și fiți atenți, o foarte mică anomalie facială care subliniază individualitatea. O simetrie anatomică, pare normal, urme de adolescență, niște urme de tinerețe, de ceva acolo care să iasă în evidență și un foarte mic defect, o foarte mică anomalie care te face distinct, te individualizează, te face să fii tu. Frumusețea, până la urmă, este de natură subiectivă. 4. Frumusețea nu este o valoare absolută, ne învață Scriptura. Deși vine de la Dumnezeu, deși a inventat-o, a validat-o, a dăruit-o, ea nu are valoare absolută. Ne spune Samuel, în 1 Samuel 16 cu 7, un verset de altfel foarte cunoscut, Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul, omul se uită la înfățișare, pe când Domnul se uită la inimă. În alte cuvinte, cum spunea Patapievici, omul nu este reductibil la corpul lui. Omul, de fapt, este un corp îmbrăcat de suflet. Și foarte frumoasă această exprimare. Până la urmă, ceea ce Dumnezeu apreciază mai mult decât frumusețea inventată, validată și dăruită de El însuși, este un alt fel de frumusețe. Omul nu este reductibil la corpul lui, la frumusețea lui. Este ceva mai profund. Și al cincilea lucru pe care îl spune Scriptura despre frumusețe este faptul că frumusețea este temporară, trecătoare. Și ar trebui să ținem minte asta. Frumusețea fizică este o posesiune temporară. Frumusețea moral-spirituală este veșnică. Asta rămâne. Asta nu se uzează. Și după toată această incursiune despre cinci lucruri pe care le spune Biblia despre frumusețe, trebuie să mai punctăm ceva. Dar frumusețea poate deveni un idol. Frumusețea poate deveni un idol. Cum am mai spus, de cele mai multe ori idolii nu se nasc din lucruri rele, ci din lucruri bune duse la extrem. Exact asta spune Dumnezeu în continuarea textului din Ezechiel 16. Erai frumoasă, erai desăvârșită datorită măreției mele cu care te învăluisem, zise stăpânul Domn. Dar, continuă el, te-ai încrezut în frumusețea ta și te-ai prostituat pe măsura renumelui tău. Frumusețea te poate târî jos de tot, dacă nu administrezi cum trebuie. Frumusețea poate deveni un idol. Luceafărul strălucitor, frumos de dimineață, a fost doborât la pământ. Asta a fost un aspect al căderii lui Lucifer. În Isaia 14. Aspectul frumuseții sale care l-a tras la pământ, îl găsim și în Ezechiel în câteva locuri, când vorbește despre Tir. Nu avem timp să intrăm să demonstrăm lucrul acesta, dar domnitorul Tirului, domnul Tirului, este asociat cu Satan. Și acolo spune, Tirule, tu ziceai, eu sunt de o frumusețe desăvârșită. Și continuă în Ezechiel 28, ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, te dobor la pământ. Deci, ce putem spune? Putem spune că frumusețea poate fi pervertită, exagerată și transformată într-un idol setos de sânge. Frumusețea, de fapt, s-a impus deja ca idol pe întreg globul, s-a și validat. Doar dacă ne uităm la business-ul de mii de miliarde de euro legat de frumusețe, din industria frumuseții, ne putem da seama că da, are o importanță absolut semnificativă frumusețea pe planeta noastră. Vânzările de produse cosmetice, serviciile de înfrumusețare și spa, chirurgia estetică, concursul de frumusețe, consumă, ne arată, sunt o oglindă a interesului pe care omul îl dă frumuseții. Bun, dar am înțeles că ceva despre frumusețe, ea poate deveni un idol. Și ce dacă devine un idol? Închinarea înaintea Afroditei, a frumuseții, își cere prețul.
Nu îți este tot una dacă te închini frumuseții sau o înțelegi și o administrezi așa cum trebuie. Închinarea înaintea frumuseții își cere prețul și are câteva consecințe. 1. O imagine de sine distorsionată. Pentru că atunci când vrei să te măsori în funcție de standardele frumuseții promovate în media, pot apărea majore probleme legate de stima de sine. Pentru că este imposibil să ajungi să corespunzi acelui standard. Nu ai cum să o scoți la capăt dacă urmărești cu înfrigurare standardele acelea. Vei începe să concurezi în neștire și iresponsabil ca să te înfrumusețezi, să scoți în evidență aspectul, să potrivești standardului stabilit subiectiv de cineva. Te mănâncă de viu. O a doua consecință a închinării la Afrodita. Comportamentele dăunătoare. Dăunătoare pentru sănătatea fizică. Diete extreme, tulburări alimentare sau chiar intervenții chirurgicale cu riscuri foarte ridicate. Poate exerciții fizice exagerate, poate doar pentru a atinge idealurile de frumusețe impuse iarăși de cineva. Când începi să te închini frumuseții, s-ar putea să faci și pasul să te expui pericolului unor comportamente dăunătoare. O a treia consecință. Supraevaluarea frumuseții dă naștere unor probleme de atitudine. Dă naștere vanității și superiorității personale, care sunt proptele pentru multe păcate dezgustătoare. Și a patra consecință. Conduce la neglijarea unor calități superioare ei, a frumuseții. Când ești focalizat doar pe frumusețe, pe aspectul exterior, cultivarea minții nu-și mai găsește loc destul, cultivarea inimii și mai puțin, și a caracterului aproape deloc. Pentru că ești într-o cursă de a-ți afișa imaginea. Și exemplul cel mai bun aici este Absalom. Și dacă vreți, Adonia. De ce se menține despre că erau fără cusur, foarte frumoși? Pentru că este suficient să pui mai departe să le vezi viața și cursul vieții. Și să pricepi că conștiența și umblatul și maratonul după frumusețe îți ia din timpul dezvoltării unor calități superioare. Acum, o altă componentă a manifestării frumuseții este vestimentația. Și ea joacă un rol important în crearea frumuseții. Ce spune Biblia despre haine? Hainele au jucat un rol și vor juca un rol major în relația lui Dumnezeu cu omul. Începând din Genesa 3:21 și până în veșnicie, Apocalipsa 22:14, hainele sunt aici ca să rămână. Hainele nu vor mai dispărea. Hainele au fost generate de nevoia omului de a-și acoperi păcatul și rușinea. Și probabil că hainele vor rămâne, nu probabil, sigur, hainele vor rămâne întreaga veșnicie ca să ne aducă aminte ce am făcut și de unde am fost scoși. Hainele vor rămâne precis un simbol, o amintire a căderii noastre. Avem haine pentru că ne-am făcut de râs. Prima mențiune a hainelor, știm cu toți, este asociată cu căderea lui Adam și Eva în păcat. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Hainele, pe lângă lor, rolul lor utilitar, să acopere goliciunea și să țină de cald, și-au dezvoltat în timp și un rol de înfrumusețare, de artă vestimentară, în conformitate cu creativitatea și educația omului. Hainele creează distinctivitate, identitate. Diferite culturi au dezvoltat diferite stiluri vestimentare. Astfel avem Lederhosen și Dirndls în Germania, Austria, Elveția. Avem kilturile în Scoția, avem sariurile în India, avem colturile în Scandinavia, avem gourile și kiraurile în Bhutan și așa mai departe. Hainele creează distinctivitate, identitate. Au frumusețea lor și specificul lor. Ce ne interesează cel mai mult însă este ce spune Biblia despre purtarea hainelor. Cum mă raportez la ele? E bine, Biblia nu impune un dress code, un cod vestimentar. În schimb, ne lasă să înțelegem că codul vestimentar este o chestiune a inimii. A, și vorbim despre principii vestimentare. De ce? Pentru că
refuzul de a ține cont de ele s-ar putea să fie un indiciu al închinării tale înaintea idolului frumuseții. Adică, de dragul frumuseții, al aspectului, al modei, calci în picioare pe Dumnezeu și principiile Lui. De aceea vorbim de principii vestimentare, pentru că vestimentația este parte din frumusețe. Ce spune Biblia, care sunt câteva principii vestimentare din Scriptură? Uitați-le. 1. Purtarea hainelor este invenția și cerința lui Dumnezeu. Am văzut-o în Eden. Invenția și cerința. Dumnezeu vrea să fim îmbrăcați. Dumnezeu a decis să fim îmbrăcați. De ce nu ne prea place și ne le cam dăm jos? Expunerea goliciunii a unei părți specifice a corpului este condamnată. Și ascultați cu câtă gravitate vorbește Dumnezeu de acest aspect. În Exod 20:26 spune preoților, să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Asta îi spune lui Moise. Și apoi, când se dă legea, în Exod 28, Moise vorbește despre izmenele preoților, despre indispensabilii preoților. Spune, fă-le indispensabil de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Aron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba în locașul sfânt. Și ascultați, astfel, îmbrăcați fiind, astfel, ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aron și pentru urmașii lui după el. Păi de ce? Se pare că expunerea goliciunii este condamnabilă, este periculoasă. Dumnezeu o respinge. Principiul acesta este. 2. Dumnezeu face distinție între sexe și respinge vestimentația care creează confuzia aceasta, confuzia între sexe, între genuri. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Spune în Deuteronom 22:5. De ce? De ce nu-i voie ceea ce am citit mai înainte? Ca să se delimiteze de devierile sexuale condamnate de Dumnezeu și posibil de anumite practici de închinare păgână pe vremea aceea. Deci, porunca are ca scop delimitarea de devierile sexuale. Așa că problema purtării pantalonilor la femei este falsă și veche și inutilă. Nu se poate susține cu textul din Deuteronom 22:5, pentru că atunci, pe vremea aceea, nici bărbații nu purtau pantaloni, ci cămăși lungi, ceea ce astăzi le-am numit rochii. Și atunci, principiul din spate este promovarea ambiguității și confuziei de gen este nepermisă. Travestismul este păcat. Dicționarul limbii române încă, până când va fi schimbat, încă travestismul îl definește astfel. Perversiune sexuală constând în adoptarea ținutei vestimentare a sexului opus. Și aici vorbesc despre un mod de viață caracterizat de așa ceva. Nu vorbesc despre un joc, despre o farsă pe care o faci cuiva, despre un rol într-o piesă de teatru și lucruri asemenea acestora. Vorbesc despre un mod de viață. Îmbracă-te, deci, potrivit sexului biologic, conform culturii în care trăiești. Pericolul, respingerea, este promovarea ambiguității și a confuziei de gen. Asta este condamnată de Scriptură. 3. Vestimentația credinciosului este caracterizată de cuviință. Și cuviința, știți cum o definește dicționarul? Politețe, neexagerat, nestrident, decent. Vestimentația credinciosului se caracterizează de cuviință, de decență. Nu degeaba spune Pavel lui Timotei, în 1 Timotei 2, spune tot astfel și femeile, și cred că se aplică oricui, nu doar femeilor, tot astfel și femeile în îmbrăcăminte decentă să se înfrumusețeze cu modestie și cu împătare. Observați cum pune problema și femeile în îmbrăcăminte decentă, nu spune urâtă, mizerabilă, respingătoare, în îmbrăcăminte decente, să se înfrumusețeze cu modestie și cu împătare. Și cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase, evlavioase. Apostolii scriu aceste rânduri ca să îndemne focalizarea pe lucrurile de esență. Modestia, cumpătarea, faptele bune. Evlavia, într-un cuvânt.
Aceasta este sublinierea lui Pavel. Nu spune femeile să se îmbrace urât. Și nici bărbații. Ci căutați mai degrabă modestia, cumpătarea, faptele bune. Astea contează cel mai mult. Deși în același timp trebuie să recunoaștem că anumite stiluri de haine sunt concepute ca să doboare decența, ca să inflameze poftele, să te angajeze în imoralitate și foarte probabil că Pavel scrie lui Timotei văzând astfel de exemple în biserică. Au astfel de tendință de a se îmbrăca necorespunzător și atunci spune să vă îmbrăcăm corespunzător și să căutăm lucrurile mai importante. De cele mai multe ori, îmbrăcămintea este o manifestare a unei realități interioare. Așa că contează cum ne îmbrăcăm. Spune ceva despre tine. Al patrulea lucru. Principiu. Codul vestimentar trebuie să țină cont de conștiința personală. În Roman 14 ni se spune că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Așa că trebuie să te îmbraci astfel încât să nu te mustre conștiința după ce te evaluezi sau îți evaluezi vestimentația. Așa că unii oameni se vor îmbrăca mai elevat, alții mai simplu, fiecare după personalitatea proprie, după educație și după posibilități. Până la urmă, vestimentația te reprezintă. Așa că, în concluzie la acest punct, standardele vestimentare au suferit transformări de-a lungul secolelor, dar principiul biblic al bunului gust și al decenței va fi întotdeauna la modă. Nu este o problemă să fii în ton cu moda, nici să operezi în industria modei vestimentare, atâta vreme cât alegerile vestimentare nu intră în conflict cu standardele lui Dumnezeu. Important este să nu uiți că viața este mai mult decât moda. Altfel, te închini idolului frumuseții. A fi în ton cu moda devine mai important decât ceea ce zice Dumnezeu. Dar nu este o interzicere a fi în ton cu moda. Totul este de nuanță, de înțelegere, de prioritizare a valorilor. Bun, am făcut toată această incursiune, dar practic, cum ne putem evalua gradul de închinare la Afrodita? La Venus, înaintea frumuseții. Afroditei de astăzi. Nu mergem la templu ei să depunem ceva, nu ne rugăm, Doamne, fă-mă mai frumos sau mai frumoasă. Dar cum ne închinăm? Idolul este viclean, am spus. Unitățile de măsură ale idolatriei seamănă între ele. Cum ne putem evalua gradul de închinare? 1. Imaginația. Adevăratul Dumnezeu al inimii tale este acela la care îți fug gândurile fără niciun efort, când atenția nu ți este pretinsă de ceva de făcut. La ce te bucuri să visezi? Unde îți umblă gândurile când n-ai ceva de făcut? Ce scenarii îți umple mintea când nu ai o responsabilitate? Te trezești că îți dezvolți strategii de a fi remarcat pentru aspectul tău? Cauți să trezești admirația oamenilor? Cauți să întoarcă oamenii capul după tine? Sau șoapte admirative la adresa ta? Urmărești să primești comenturi apreciative la fotografiile tale? De ce îți pui o fotografie acolo? 2. Un alt indicator a închinării tale înaintea frumuseții este investiția de timp și bani. Timpul excesiv petrecut cu înfrumusețarea și cheltuielile excesive pentru înfrumusețare pot spune ceva despre gradul tău de plecare a genunchiului în fața frumuseții. Cât timp consumi zilnic sau săptămânal cu așa ceva? Fiecare poate să-și o facă și să-și o evalueze, n-am eu treabă de aici. Dar cât timp consumi? Îți dă liniște? Câți bani? Cum arată bugetul pe o lună în ceea ce privește înfrumusețarea? Sunt indicatori a preocupării, a interesului, a priorităților tale. Alegerile vestimentare sunt determinate în exclusivitate de tendințele modei sau și de decența morală? Altfel pusă întrebarea, contează cât costă un articol de îmbrăcăminte când ți-l dorești? Sau dai sume exorbitante doar ca să fii în ton cu frumusețea? Investiția de timp și bani este și asta un indicator. 3. Un alt indicator sunt reacțiile emoționale. Oamenii care caută frenetic frumusețea sunt mai afectați emoțional și copleșiți de frumusețea altora. Pentru că, în esență, este o competiție acolo. Cum reacționezi
când alții sunt apreciați pentru aspectul lor. Și sigur că nu o să ne controlăm și nu o să ne dăm pe față gândurile inimii, dar acolo când cineva în cercul în care ești este foarte apreciat pentru pedanța lui, pentru frumusețe, pentru ceva anume, ce se întâmplă în inima ta? Sunt întrebări pe care să ni le punem nouă înșine, nu celor de lângă noi. Un al patrulea indicator poate fi refuzul mustrării. Fie ea mustrare interioară de conștiință, fie exterioară din partea cuiva. Reacțiile negative și agresive la mustrare pot însemna sau pot fi semnul că idolul se răscolește în tine și luptă pentru teritoriul lui, pentru posesiunea lui, pentru închinătorul lui. Nu spun că orice mustrare este validă, dar niște reacții negative și agresive la mustrare s-ar putea să spună ceva. Pentru că atunci când vine cineva să te mustre cu un lucru care este total neadevărat, nu te simți atacat și lovit, dar dacă e ceva adevărat, dacă e un sâmbure de adevăr acolo, reacțiile sunt negative și agresive, s-ar putea să fie un indicator a plecării genunchiului tău în fața idolului. Și al cincilea indicator, raportarea la oameni. Idolatrizarea frumuseții te conduce la discriminarea celor mai puțin frumoși, a celor neconformi standardului tău, stabilit de tine cel puțin. Așa că întrebarea de evaluare este, cu ce fel de oameni mă înconjor? Caut eu să fie atractivi? Selecția cercului de prieteni are ca criteriu aspectul în detrimentul altor calități? Dacă da, s-ar putea ca idolul frumuseții să se bucure de un loc de cinste din inima ta. Cum îi selectezi pe oameni? Cum îi tratezi pe cei care nu se califică, nu se ridică la standardul tău de frumusețe? Cum îi tratezi? Cum îi tratezi pe cei ce sunt mai apreciați decât tine pentru aspectul lor? Iată întrebări practice. Raportarea la oameni poate spune ceva despre cât de prinsă ți este inima de modernul idol al frumuseții. Să zicem că ne-am evaluat și poate că nu avem o notă foarte mare la această evaluare. Și gradul de evaluare este înfricoșător. Ce-i de făcut? Bun, ce-i de făcut? Fiecare avem o luptă de dus, fiecare în dreptul lui, nu în dreptul altuia. Analiza și evaluarea trebuie să fie personală și făcută de vis-a-vis de un standard absolut, biblic, nu de ce spun alții. Întrebările sunt, au de-a face cu mine, cum este inima mea, cât mă preocupă pe mine. Nu zice, am și eu probleme cu frumusețea, dar s-o vezi pe, sau să-l vezi pe eu, sunt puiuți pe lângă. Nu ne folosește la nimic. N-ai cum să-l judeci pe cel de lângă tine, să-l cântărești ce e în inima lui. Chiar dacă se îmbracă mai frumos ca tine și poate mai scump. Așa că ce avem de făcut este să ne uităm în noi înșine, nu în cel de lângă noi. Și un principiu extrem de important, ce, dacă rămâneți măcar cu acesta, când vine vorba de trăire creștină, suntem foarte câștigați, pentru că indiferent de subiect, indiferent de problemele, chestiunile legate de trăire creștină, principiul acesta funcționează. Și anume, acțiunea îți rezolvă incertitudinea, problema, nu gândirea excesivă. Tendința noastră este când simțim că avem o problemă să începem să gândim excesiv, să întoarcem pe toate părțile, să facem teoria chibritului, să justificăm una și alta, pentru că cumva încercăm să ne liniștim emoția lăuntrică, supărarea, mustrarea lăuntrică. Și atunci gândim excesiv. Așa ar trebui, nu? Așa ar trebui. Să mă gândesc și la aia, să mă gândesc și la cealaltă. Aici, cum ar trebui să rezolv? Dar dacă pun problema așa, dacă privesc din perspectiva aceea, gândim excesiv și nu rezolvăm nimic. Acțiunea îți rezolvă incertitudinea, acțiunea îți rezolvă problema, nu gândirea excesivă. Așa că, unu, gândește critic, acționează, gândește critic, realinează-ți perspectiva asupra frumuseții, așează-ți gândurile, înțelege frumusețea corect, iar emoțiile și reacțiile le vei putea ține în echilibru, pentru că de aici pleacă lucrurile. Înțelege când gândești critic, înțelege că frumusețea interioară iluminează mai mult sau mai tare sau mult mai tare. Când iei subiectul frumuseții și vrei să înțelegi ceva, să faci ceva cu el, atunci pune frumusețea la locul ei și am văzut-o la începutul mesajului,
Și începe, gândește-te că frumusețea interioară luminează mult mai tare. Nu te preocupa sau plânge că nu ai avantajul frumuseții fizice. Cine știe cum l-ai mânui? Poate te-ar distruge. Absalom, Adonia? Scriptura spune în Proverbe 31:30: farmecul este înșelător și frumusețea este deșartă, dar omul, femeia, omul care se teme de Domnul va fi lăudat. Investește în frumusețea care valorează și durează mai mult. Petru asta și spune în 1 Petru capitolul 3: frumusețea voastră să nu stea în împodobirea exterioară, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor a unui duh blând și liniștit. Aici merită investit, pentru că astea sunt foarte prețioase înaintea lui Dumnezeu, zice Petru. Și atunci gândește critic, pune frumusețea la locul ei. Vedem clar că are avantaje și am văzut că nu este nici de disprețuit, nici rea. Dumnezeu o validează, o dăruiește, a inventat-o. Frumusețea își are rostul și locul ei, dar ține un frâu. Ea este și temporară și ea poate deveni și un idol. Un caracter bun, un gest altruist sau o idee inspirată pot emana frumusețe într-un mod care depășește aspectul fizic. Ce e de făcut? În al doilea rând, strunește-ți cheltuielile. Impuneți un buget și respectă-l. Din nou acțiune. Nu gândire excesivă. Haosul, dezordinea se îndepărtează doar prin impunerea ordinii. Strunește-ți, impuneți un buget și respectă-l. Una dintre roadele Duhului Sfânt este autocontrolul. Trebuie să învățăm să ne struim apetitul și impulsurile. Vrei să iei o măsură? Limitează bugetul. Este un exercițiu extraordinar, prin care arăți lui Dumnezeu și îți arăți ție că chiar vrei să nu te lași dominat de acest idol. 3. Reorganizează-ți orarul. Iarăși o acțiune, nu o gândire excesivă. Reorganizează-ți orarul. Redu frecvența și timpul petrecut la locurile de înfrumusețare. Sală, cosmetică, machiaj, etc. Nu vreau să aduc firmele membrilor noștri în faliment. Nici vorbă. Știți că pun preț pe aspect, pe îngrijire personală. Aici vorbesc despre lucruri care întrec măsura. Și întrec măsura nu firmele noastre și oamenii noștri care se ocupă în domeniul acesta, ci întrec măsura, întrecem noi măsura, poate că. Aspectul personal este important și nu pledez deloc pentru delăsare, neîngrijire, neglijență. Nici vorbă. În ce privește mersul la sală, eu am preluat ca moto de viață activă cuvintele lui Churchill. Le-am învățat de la colegul meu, Teo. Și de când le-am aflat, sunt motoul meu de viață. Citez. Churchill a spus, citez: singurul sport pe care l-am practicat în viață a fost să car sicriele celor ce au făcut sport. Am încheiat citatul. Sau mai puțin macabru, dacă vreți, singurul sport pe care l-am practicat este o viață activă, plină de activități utile. Lucruri ce merită făcut. Am pus umărul la tot ce trebuia făcut. O viață activă. Dar stați liniștiți. Abordarea mea în ce privește mersul la sală nu este standardul. Nu vă luați după mine. Nu este nimic rău în a-ți întreține corpul în formă fizică bună prin frecventarea neexagerată a sălilor de sport. Iar evaluarea exagerării este personală. Dacă tu, sincer, ai încredințarea că nu exagerezi, că îți împlinești toate responsabilitățile avute, fără să impietezi alte aspecte ale vieții, foarte bine. Revenim, reconfigurează-ți orarul, testează-te, s-ar putea să simți o eliberare, o descătușare din prinsoarea idolului. S-ar putea să te trezești că ai mai mult timp pentru lucruri noi de făcut. Este o evaluare personală. 4. Refuză etalarea personală sau a familiei tale pe platformele sociale. Filtrează ceea ce pui acolo. Întreabă-te de ce aș pune fotografia aceasta. Care este gândul cu care o pun? De ce o punem de obicei? Uai, ce bine am ieșit în poza asta. Pune acolo să vadă. Uai, ce fain o prins-o. E artistică. Ok.
De ce o pui acolo? Pentru niște comenturi? Pentru fiecare știm de ce. Și s-ar putea să o pui cu un gând și o motivație bună. N-am nicio problemă. Ideea este autoevaluarea. Noi trebuie să ne evaluăm pe noi înșine. În concluzie, trebuie să recunoaștem că frumusețea este o binecuvântare, dar și o responsabilitate. Fiecare dar pe care l-am primit trebuie să fie folosit pentru a aduce lumină și speranță în viața celor de lângă noi. Așa că dacă avem frumusețe, dacă aspectul nostru ne avantajează, să-l folosim pentru a inspira la fapte bune și la aduce bucurie. Pentru că frumusețea, aspectul, conectează oamenii. Cum ar fi să ai un aspect decent, frumos și în același timp să ai o frumusețe interioară și mai frumoasă? Tot rolul nostru, misiunea noastră s-ar putea să fie de alt impact. Pentru că frumusețea însoțită de bun simț, de bună voință, de gânduri bune, are o forță inimaginabilă. Frumusețea, aspectul personal înhămat la valorile și lucrarea Domnului, are impact, vorbește cu răsunet. Așa că, concluzia concluziilor. Antidotul închinării înaintea frumuseții nu este neîngrijirea personală, nici neglijarea corporală, nu este delăsarea în ce privește aspectul, să arăți rău și urât. Nu asta este antidotul închinării înaintea frumuseții, ci dezvoltarea unei frumuseți interioare a inimii care surclasează ceea ce izbește ochiul. Și făcând-o, să nu uităm. Am spus-o și data trecută. Un idol, nu poți pur și simplu să-l smulgi din tine. El crește la loc, ca buruienile. Îl putem smulge prin pașii de dinainte, prin acțiunile de dinainte, dar mai trebuie să mai facem ceva, să începem să dezvoltăm altceva. Un idol trebuie înlocuit. Nu este suficient să-l smulgi afară. El trebuie înlocuit cu altceva. Iar frumusețea exterioară, fizică, oricât de apreciat este, închinarea înaintea ei trebuie nu doar smulsă, trebuie înlocuită. Cu ce? Cu dezvoltarea unei frumuseți interioare a inimii, care valorează mult mai mult. Și făcând-o, s-ar putea să descoperi că frumusețea interioară strălucește chiar mai tare și poate accentua frumusețea fizică în moduri neașteptate. S-ar putea să ai de câștigat pe toate planurile.